Deci, atent, îți spun eu care-i planul. Cunoscându-mă foarte bine cu Doinița, evident că am dezvoltat o strategie. Să ne spălăm, să facem așa, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Acum ne-am împărțit noi sarcinile acolo. Important este să te speli tu pe cap, dejute și spală-te și lasă tot în seama mea aici. Băi, ești nebună așa, prieten? Prima dată la Neamărin aveam un câștig din ăsta pentru sufletul nostru. Oancea! A. Stai că vin! Mi-a dat un aspirator stricat. Vreau să dau cu aspiratorul. Not. Nu. Deci să mor de acum, știu cum se bagă ăsta. Fiar măsa de-aia cu de aspirator. Eu n-am reușit să-i dau de cap. Stai un pic. Care mi-a dat aspiratorul e de oameni bogați. Că ăsta gata. A, nu e chiar gata. A, stai că... Ia mâna. Stai. Mă lași? Lasă-mă puțin. N-am înțeles foarte bine cum a ajuns cu el aproape dezasamblat. Am vrut să-l asamblăm și mai rău nu l-am mai putut asambla. Ne-a omorât un aspirator, eu nu pot să cred așa. Asta. Dar poate merge așa. Cum să meargă, mă? De ce nu se închide? Ia lasă clapa aia jos. N-am înțeles ce aspirator aveau femeile alea, că ziceai că au venit cu nava aia din Star Trek. Nu înțelegeam. La un moment dat i-a sărit o clapetă, i-a sărit sacul, i-a sărit furtunul, i-a sărit roata, nu știu ce i-a mai sărit, că nu reușeam. M-am genunchiat la propriu un aspirator. Na! Doamnă, nu merge aspirator, mi-a dat un aspirator stricat. Am crezut că mă sabotează așa, că a pus un Neamărin să-mi dea aspiratorul stricat. Îl așezăm, așa, și aici e. Nu mai știa nici ea să-l pună la loc. Am reușit relativ repede, dar am mai pierdut timp și acolo, un pic, un pic, un pic. Și cum îi dau drumul? Pe ce apăs? A, acolo. Și aici. Da? Și l-am băgat în priză? L-am băgat aici, dar nu cred că merge prin... Da, aici. A, n-aveam... Aspiratorul funcționa, dar trebuia un gram de creier să pui cartela în ușă, să ai electricitate. Asta chiar e ușor. Bine. Bă, nu găseam cum să dau drumul la duș. După ce am trecut de faza cu aspiratorul, altă demență. Cum să dăm drumul la duș? Pentru că Doinița evident nu știa să pornească dușul. Stai că nu mai știu cum se oprea ăsta. Gata, fetița, am învățat. Deci mă bate dușul, poți să crezi așa ceva? Nu pot să... Nu, da, deci arată-mi de unde, dacă știi. Te zici că n-am văzut duș în viața noastră. Prin cadă poate nu funcționează? Și eu cred. Nici ăla n-a reușit, deci ne-a bătut dușul pe amândoi. Spală-te. Păi e complicat să mă spăl în cabină. E mai simplu decât la rulotă, crede-mă. Atunci nu mă știu ce să zic. Doamna. Băi, nene. Deci aia ziceai că este camera camerelor și că am trăit toată viața la cort, pe nisip, mâncând meduze. Aveți grijă să nu vă uitați. Da. A, nu crede. Cred să trag de aia în jos. Doamne, de superbă. Mulțumesc. Avea un țuțumițu acolo de desubt. Trăgeai un pic de el și pornea dușul. Eee, victorie! Gata, am dat cu aspiratorul. Lecții de cum să vă spălați părul fără să vă întindeți prea tare maceală. Ia uitați-vă, ea face tutoriale ca fetele astea pe Instagram și eu stau la munca de jos. Cum pic eu de fiecare dată ciuca bătăi, n-aveam cum să scap de data asta. Eu făcusem curățenie acolo într-o cameră, Doinița tot trăgea de timp. Oancea, dar ce faci, fetiță, acolo? Te crezi pe Instagram? Ce crezi că ești? Tu să taci. Influencerită, ce ești acum? Și tot își mai punea o mască, o fiolă, o mască, o fiolă. Deja ea se vedea într-un jacuzzi undeva pe o terasă în nu știu ce destinație exotică. Și ea și freacă capet că Doinița are treabă și ea e ocupată. Acum poți să vii să ți-l speli tu pe-al tău, eu să fac în dormitor ce am de făcut. Și după aia facem baia repede amândoi și suntem set. Da.